Salutare tuturor lumea! Iar mă încurc. Salutare toată lumea, este Andreea și bine v-am găsit la un nou vlog aici alături de mama. Nu spui nimic. A. Bună ziua! Te-ai blocat? Da. N-am mai făcut de mult vlog, nu mai ești obișnuit cu camera. Exact, și nu știam când trebuie să spun. Înainte să începem acest vlog, vreau să vă explic o chestie. Știu că am spus că postez vloguri în fiecare zi, dar m-am gândit mai bine și nu ar fi o idee așa bună să postez în fiecare zi. Pentru că dacă postez în fiecare zi, o să postez așa, random și chestii care nu o să vă placă sau făcute la plictiseală sau făcute așa, repede și nu cred că o să vă placă, așa că m-am gândit să postez odată la 2-3 zile, depinde și să postez ceva mult mai interesant. Bine, poate să am și zile consecutive în care să postez, asta rămâne de văzut, dar să zicem că maximul în care nu o să postez o să fie de 3 zile. Sau poate mai mult, mama, că până la urmă suntem și în carantină. Da, până la urmă suntem și în carantină, ideile sunt limitate. Bine, acum depinde și de imaginație. Dacă vreți să fac ceva, să iasă bine, trebuie să așteptați câteva zile bune să apară un vlog. Și așa poate o să vă plictisești pe voi, unii dintre voi nu o să mai intrați pe canalul meu pentru că o să spuneți, ia uite, iar a postat asta ceva la buleală, la plictiseală. Înțelegeți ce zic. Și eu da, poate o să fie mai bine așa să postez odată la 2-3 zile, 4 zile, depinde. Și să postez ceva caritativ și interesant, la care, nu știu, puteți să râdeți. Ok, am pus pe Instagram o chestie de aia cu întrebări. Am scris am puncte, puncte, puncte și am așteptat să văd ce îmi scrieți voi. Nu mulți dintre voi mi-ați scris, dar am câteva întrebări. Am mai făcut odată am cu mama, cei care sunt abonați de mai mult timp trebuie să știe. Că am mai făcut odată am cu mama, dar vom face iar cu întrebări puțin mai diferite. Poate unele se vor repeta, rămâne de văzut. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, aveți Instagramul meu în descriere, pentru că este foarte important. Eu acolo postez de fiecare dată tot ce trebuie legat de YouTube și de asta o să vă rog să îmi dați follow pe Instagram. Dacă vreți să vedeți fiecare vlog și vreți să vedeți și ora când apare, să vă apară o notificare pe telefon când postez de fiecare dată un vlog, trebuie să vă abonați mai întâi, iar apoi să apăsați pe clopoțel. Și vreau acolo multe comentarii, că am văzut că avem în jur de 600 de vizualizări, 500 de vizualizări, dar vreau așa un feedback din partea voastră, cu o grămadă de comentarii despre videoclip. Pozitive, negative, tot ce fiecare vreți voi. Cum percepe. Da, dar să fie un feedback. Ok, acum hai să-i dăm drumul cu acest am-nam. Aparent începem în forță. Am-nam încercat droguri. Never. Never say never. Aici chiar never. Am-nam băut până am ajuns în comă. N-am, dar nu eram departe. Da, o bieție mai crunt, așa am făcut și eu, dar... Dar până să ajung în comă, nu... Am fost la sex shop. Am fost recent pentru majorate ce mai cumpăr chestii de acolo și, sincer, dacă intri acolo, e foarte amuzant. Nu știu, mi se pare așa amuzante obiectele alea cum sunt făcute. Dar tu n-ai fost? Eu n-am fost, nu. Chiar niciodată n-am intrat. Am zis să intru așa de curiozitate odată, dar n-am avut ocazia. Lasă că o să ai la majoratul meu. Da. Am o gașcă de nebuni. Am și eu. N-am frați, mama are o soră care probabil o să apare și ea în vloguri în vară. Știu că o să vadă și o să urmărească vlogul ăsta, așa că te așteptăm în țară. Hello. Și cu verișorii mei, adică copiii ei. Vă iubim! Vă iubim mult! Pe toți! Încă o întrebare, dacă nu ai, ai vrea? Nu. Dacă ai mai fi vrut un copil, ai mai fi vrut? Eu da. Eu nu sunt de ajuns. Hello darkness, my old friend. Ba da, mi-ești de ajuns, dar aș mai fi vrut. E bine să mai ai o soră, un frate. Nu știu, eu m-am obișnuit așa, și acum păcate... răspunsul meu este că n-aș vrea. Când eram mică, cum făceam mamă, când auzeam de soră sau frate. Wow, deci nu vreai deloc, deloc, deloc. Începeai să plângi. Eram geloasă. N-am furat niciodată. Nu. Eu am, dar eram mică și gen, erau jucării și am înapoiat-o înapoi. Am dat-o înapoi. Am cel mai bun prieten. Am și eu. N-am mers în club fără să știe mama. N-am. Eu chiar nu am mers niciodată în club. N-am mers niciodată în club. Nu mă uitam la tine. Vreau să văd dacă vezi ce-am pus eu. Tu ai? Adică nu fără să știi. Inițial trebuia să știi că nu mă lăsai să merg în studio, mă lăsai să merg doar în Infinity. Și noi am vrut să mergem în studio, dar nu ne-a permis în studio și ne-am dus până la urmă tot în Infinity. Parcă m-ai înjurat. Da, știu. Parcă mi-ai făcut blesteme. N-am băut alcool în club.
Eu n-am pentru că n-am fost. Eu am. Mai jos. La aia ca să ți se vadă și fața când pui. A, da. Până acum nu ți se văzut fața așa? E necesar? De ce? Se vadă lumea cât de mult seamănă cu tine. Dați acolo un comentariu dacă seamănă cu mama. Nu, cu mine, cu taică-sul seamănă. Adică ce vrei să spui? E așa spun majoritatea. Și dacă le arăt o poză cu tine de când erai mică și o poză cu mine de când eram puțin mai mică, da, se schimbă părerea. Bine, seamănă cu amândoi. N-am pupat pe cineva de sex opus. Asta e o întrebare foarte proastă. Logic. Am iubit și m-am mare soț. A vrut să spună bănuiesc de același sex. Sex, cred că a vrut să spună. Și am. Dar în glumă, nu... Și eu la fel. N-am orientări. Și eu la fel. N-am văzut filme plus 18. Aha. Mama. Și tu ai văzut? Păi nu mai știi. Păi de ce îmi spui mie mama? Când erai micuță. Uh-huh. Atunci când te-a prins pămăița? Uh-huh. Ce am putut... Să râd atunci. Dacă vreți să vedeți despre ce e vorba, trebuie să vă duceți în primul Am N-am, îl găsiți pe canal. Ca mai povesti mama asta odată. Vreau să strângem la vlogul ăsta în jur de 100 de like-uri, pentru că m-am rugat de mama o grămadă să fac un vlog cu mine. Mă rog de câteva zile, de câte zile mă rog? Cred că cam o săptămână de când mă rog. Oh, mai bine. N-am fumat marihuana. N-am. Asta e pusă de Cristi. N-am fost îndrăgostită de Cristi. N-am. N-am, Cristi, nu mai suferi după mine, din păcate, Cristi. Suntem doar prieteni și atâta, Cristi, treci peste. Și eu sunt mama prietenei tale. În nicio ca soacra. N-am ieșit pe furiș noaptea din casă. Și eu. Dar n-am fost prinsă niciodată. Acum aflu, mama, da. Ai partea a doua. Am făcut și eu testea, așa că nu-i problemă. Tu ce ai făcut? Am ieșit și eu pe furiș. Nu mă lăsau. Nu te lăsau? Da, nu mă lăsau și când au adormit ei, eu am ieșit. Ce? Bine, partea proastă e că m-au prins. N-am închis ușa bine și s-a trezit tata să se ducă la baie. A văzut ușa de la intrare deschisă. Nu știu ce s-a întâmplat, s-a uitat prin casă și eu și nu eram, era doar sora mea. Dormea. Și eu m-am dus pe afară. În afară de întrebările voastre cu Am N-am, am mai găsit câteva și pe un site, pentru că voi v-am zis, nu prea mi-ați dat. N-am gândit urât despre cineva în timp ce eram în biserică. Nu știu sigur. Eu am. Cred că am, nu știu. Adică nu știu, un urât. Adică nu urât la... La modul să-l înjuri sau ceva. Da. Cred că de ce face baia așa sau... Sau de ce se bagă baba aia în mine? Da. N-am făcut dragoste în piscină. Hai că sunt curioasă ce o să spui tu. N-am. N-ai? Nu. N-am înșelat într-o relație. Am, dar era mai mic și n-aș mai face greșeala asta acum. Înșelat și la mine. N-am făcut karaoke. Mama, ce zici? Am. Și n-am copiat vreodată la un examen. N-am. Eu am. În vremea voastră se putea copia mult mai bine la examen. Adică se putea copia la examen. La noi nu se mai poate, e tehnologia avansată și plus că chiar, sincer, eu chiar nu sunt de acord așa mult cu copiatul. Pentru că degeaba ai nota pe care o să o iei copiii, iei nota pe care o iei gen făcând asta, dacă nu îți reflectă cunoștința ta. N-am luat concediu medical ca să lipsesc intenționat de la serviciu. Am luat concediu medical, dar din păcate pe probleme de sănătate. Am spus că n-am, dar să spun că am. Nu, vrei să spui că n-am. N-am, da, m-am încurcat. N-am făcut sex în mașină. Nu, Andreea, spun că n-am. Crezi că o să spun că n-ai? După ce mi aduce televizoarele pe chestia ta. Trebuie să fiu sincer. Acum sunt obosită, na, nu vreau să fiu sincer. Am rămas șocată cu întrebarea asta. N-am fost grăsuț în copilărie. Am și eu cum. Dacă vreți o să pun aici o poză pe ecran aici. Să erai frumoșic, grăsărică. Nu eram, ce bine că am slăbit. Ai fost niciodată grasă. Păi grăsuță, nu? Grăsuță, grăsărică așa. Mi se pare că era în tank, sunt ca un tank. Doamne, ferește, n-ai fost niciodată tank. N-am avut relații de tip one night. Așa ceva. N-am fost vreodată pe o plajă de nudiști. Dar din întâmplare, nu neapărat că a stat acolo. Tu ai staționat acolo? Dar ai fost cu noi. Nu știi? Nu. Când eram la mare și ne-am dus acolo când era un golf, așa. Și nu prea erau valuri, știi? Și nici apa foarte adâncă. Și am zis să stăm noi liniștiți, mergem acolo, la nudiști. Era mai mică, nu? Da, era mai mică, da. Că, ba, da, ai și tu, că ai fost cu noi. Păi da, ai fost cu noi. Da, da, gen, am staționat acolo? Acolo stăteam și cu copii și eram vreo 5-6 familii cu copii. Tot stăteam acolo. Am făcut chestii noi despre mine, aparent. Nu mai știi? Nu știu, amintirile de când sunt mică, mi le aduc aminte așa, în pozi, să zic așa. Pentru că nu mi-aduc aminte detaliat, știi? N-am făcut baie bală în mare.
Am când era mică. Eu am văzut poză că ai pus pe Facebook cu mine și eram da, de da, și eram asta, mică. Da. Tu ștergi. Dar eu n-am. Dar când erai mică, nu? Nu știu. Nici topless? Topless m-am stat. Nu, nu eram goală, nu... Și nu erau oameni pe plajă, mi se pare. La topless, ba da. Ba era da? Și nu, da. Nu ți era rușine? Nu. Ba, acum ți este recunoaște asta. Acum n-ar. Da. Eram mai tânără și eu. N-am făcut avansuri iubiților altor femei. Am, în trecut, dar nu. Mi-am și cerut scuze. Nu dau nume. Da, bine. Dar când? Acum un an, doi, nu știu cât a trecut, doi. Da, și mi-am și cerut scuze în momentul în care am văzut cum este să ai o relație serioasă și să bagi alții. Adică, nu faceți de astea. Da, deci cam atât a fost și cu acest vlog. Nu uitați să apăsați butonul de like pentru că a fost mama cu noi. Tura asta văd că e cam obosită și nu a zis nimic interesant. Chiar nu prea îmi place chestia zis. Asta. Ce ai spus interesant? Nu, am zis că sunt obosită. Este strângem 100 de like-uri la acest vlog și nu uitați, dacă v-a plăcut videoclipul, să dați like, comentariu acolo, un comentariu cu feedback sau chiar dacă nu v-a plăcut, puteți să-mi dați acolo un feedback. Nu neapărat să începeți să mă înjurați dacă nu v-a plăcut. Și un share m-ar ajuta foarte mult din partea fiecăruia dintre voi să puneți la story că am postat un vlog nou sau să distribuiți pe Facebook oriunde găsiți ca să strângem cât mai multe like-uri și cât mai mulți abonați noi să reușim să ne ridicăm. În acest moment am exact 9570 de abonați și haideți să ajungem cât mai repede la 10.000 de abonați. Așa că dați share acestui videoclip și nu uitați să vă abonați dacă sunteți nou veniți pe canal. Cu voi a fost Andreea și Veronica și v-am pa pe toți.